furia transportatorilor și a fermierilor a atins cote alarmante în Europa, cu proteste pe mai multe zile la rând. Și în România, mii de camioane și tractoare au ieșit în stradă, paralizând intrările în marile orașe. Poliția a filtrat traficul pentru a gestiona mai bine aceste proteste. Ținând cont că guvernul a aprobat în anul 2024 2% din PIB pentru acest sector, este un subiect foarte important și din punct de vedere economic. Iată ce știu și ce cred, câmpinenii, despre protestele fermierilor și ale transportatorilor. Ce părere aveți despre protestul fermierilor și al transportatorilor care se întâmplă în acest moment în țară? Are dreptate foarte multă fermierii, perfectă dreptate, pentru că ni s-a dus dreptatea, ni s-a dus adevărul, nu mai suntem stăpâni nici pe pământul nostru pe care îl avem. Nu știu de unde pleacă, dar de sus, de la guvern, pleacă toată cheia de acolo este. Foarte bine fac, pentru că era necesar. Fără să facă așa ceva, nu putea să câștige ceea ce câștiga. De ce ar trebui să reducă, pentru că banii ăștia îi ia mai mult degeaba. Eu, de câte am înțeles, noi suntem îndatorați la Uniunea Europeană 100 de miliarde de euro. 100 de miliarde! Da, sunt bune, dar sunt de părere că degeaba sunt făcute, pentru că trăim în țara care trăim. România, țara tuturor posibilităților incorrecte, cum să zic. Sunt îndreptățite, într-adevăr, sunt costuri foarte mari și toți ne dorim să trăim mai bine, nu mai rău, pentru că asta e situația. Credeți că statul ar trebui să facă mai mult pentru fermieri, pentru transportatori? Da, normal, normal, da. Dar bineînțeles, și pentru mine, și pentru dumneavoastră, și pentru tot poporul. Ar trebui să se implice, dar eu cred că nu se implică decât pentru ei. Cred că ar trebui noi, tinerii, să facem ceva și mai mult decât ceea ce fac fermierii. Mai multe sau cel puțin să gândească în așa fel încât sunt insuportabile aceste costuri. Adevărul ăsta este. Este un val acum în toată Europa, și Franța, și Germania. Practic fermierii spun vocea și încearcă să schimbe ceva. Credeți că vor reuși și la noi? Cam greu. S-a schimbat ceva în 30 de ani? Fiind o problemă generală, cred că ar fi bine tratată la nivel mult mai înalt, dar ai noștri parlamentari ar trebui să fie mult mai atenți cu noi, măcar pentru noi. Păi se rezolvă dacă nu sunt introduși alte tipuri de oameni pe acolo, prin mijlocul lor, politicieni și alte... Situația este una foarte delicată, fermierii și transportatorii fiind extrem de nemulțumiți de politicile guvernamentale de protecție a mediului. Premierul Marcel Ciolacu a intervenit și a cerut miniștrilor să accelereze elaborarea actelor normative care să rezolve situația semnalată de fermieri și transportatori. În prezent sunt mai multe negocieri în curs, astfel că rămâne de văzut când și cum se vor opri aceste proteste naționale.